Mile, chiar acum pe ecran avem declarații. Urmând ca apoi în partea a doua, alături de doamna ministru al familiei, tineretului și egalității de șanse și doamna Gabriela Firea și doamna consilier de stat Mădălina Turza, să vă prezentăm o serie întreagă de măsuri destinate copiilor afectați de pandemie în această perioadă. Înainte de a vorbi despre măsurile adoptate astăzi la nivelul Guvernului și de a-l ruga și pe domnul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, să vă prezinte măsurile de sănătate publică pe care le gestionează, aș vrea să vă anunț că astăzi de dimineață domnul prim-ministru Nicolae Ciucă și domnul prim-ministru al Greciei, domnul Kyriakos Mitsotakis, au avut o convorbire telefonică în legătură cu care vom prezenta un comunicat de presă ceva mai târziu. Am vrut să vă semnalez acest lucru. Cei doi oficiali discutând despre relațiile privind schimburile economice, energie și turism, dar și dosarele importante la nivel european pe care atât România cât și Grecia din perspectivă guvernamentală le urmăresc și le gestionează ca atare. Cu aceste scurte introduceri, domnule ministru, vă rog. Mulțumesc, domnule secretar de stat, pentru introducere. Câteva lucruri legate de mobilizarea Ministerului Sănătății și a resurselor pe care le are la dispoziție în ceea ce privește controlul pandemiei. Am făcut tot ceea ce a fost posibil încât să asigurăm creșterea accesului la testare. Știți bine că a fost aprobată o ordonanță de urgență în acest sens. Deja am definitivat cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate forma contractului care va permite plata rapidă către medicii de familie a serviciilor legate de testare. Ele vor fi sub forma unui act adițional la cel de vaccinare pentru medicii de familie care vaccinează sau unul separat în cazul în care medicii de familie nu optează pentru serviciul de vaccinare. Un lucru extrem de important a fost ieri, o conferință, o teleconferință cu direcțiile de sănătate publică și cu spitalele din România care pot asigura asistență medicală și pentru pacienții COVID, dar și pentru pacienții non-COVID, pentru pacienții cu boli cronice. Am identificat deja o listă de 160 de centre de evaluare ambulatorie a pacienților cu forme medii, probabil de boală, dar vom veni foarte repede și cu criteriile legate de tipurile de pacienți care îi vom direcționa către aceste centre. La nivel național, cred că această listă se va completa și în cursul săptămânii viitoare va fi disponibilă o hartă interactivă cu toate aceste centre, încât oamenii să știe unde se pot adresa, pe de-o parte, și această hartă interactivă va include pe măsura semnării contractelor de către medicii de familie și toate centrele de testare care vor deveni operaționale la nivelul cabinetelor de medicină de familie. Un lucru la fel de important este legat de furnizarea medicației antivirale inovative. Ieri Comisia de Boli Infecțioase, după multiple întâlniri, a definitivat o estimare a necesarului de medicație antivirală. Astăzi deja emitem autorizațiile pentru nevoi speciale pentru cele două medicamente inovative care se află la dispoziție. De ele vor beneficia pacienții aflați la risc cu comorbidități care vor, în cazul infecției, vor primi aceste antivirale încă din primele zile de boală. Sigur, ele nu sunt necesare pentru toate persoanele infectate, pentru că, așa cum spuneam și cu altă ocazie, medicația antivirală trebuie utilizată cu prudență și numai după un anumit algoritm de investigații care se adresează pacienților care îl pot primi, pentru că medicația antivirală este o medicație cu un grad de toxicitate destul de important și atunci trebuie pacientul evaluat înainte încât să poată să îi se administreze acest tip de medicație. Nu în ultimul rând, am discutat legat de capacitatea de spitalizare la nivelul spitalelor din întreaga țară și legat de acea structură de coordonare la nivel județean care să poată să o ducă la îndrumarea pacienților cu alte patologii sau infectați COVID către spitalele din fiecare județ sau din județele
învecinate, încât să nu mai revenim la situația în care am fost în anul trecut, de exemplu, sau acum 2 ani, când pacienți cu boli cronice au avut un acces limitat la servicii medicale. Toate aceste măsuri pe care le luăm în momentul de față, o să aflați de la domnul secretar de stat Raed Arafat, hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență, câteva dintre prevederi, toate aceste măsuri sunt luate în scopul menținerii cât mai îndelungate, dacă vreți, a funcționării societății noastre, a funcționării economiei României. Avem nevoie de participare și de solidaritate din partea populației pentru ca aceste măsuri să fie într-adevăr eficiente și ceea ce este cel mai important, dacă discutăm de hotărârile CNSU, să poată să fie aplicate pentru o perioadă limitată de timp. Și de asemenea, un lucru care cred că pe foarte multă lume preocupă și mă preocupă și pe mine în mod special, este de menținere cât mai mult posibil, fără consecințe asupra sănătății publice, menținerea școlilor deschise, accesul copiilor la procesul de învățământ este esențial. Există o serie întreagă de prevederi în cadrul acestei hotărâri a CNSU, dar domnul secretar de stat, pentru că din punct de vedere tehnic Departamentul pentru Situații de Urgență coordonează această activitate, vă va prezenta aceste măsuri. Eu o să închei cu un singur lucru, un soi de disclaimer, și sunt convins că și domnul secretar de stat îl va mai preciza încă o dată. Nu există niciun fel de impunere a utilizării unor măști scumpe. Am văzut că, în ciuda declarațiilor mele sau a altor membri ai guvernului, au fost preluate puțin ciudat. Masca pe care o port eu, care e similară cu aceasta, este masca medicală cu 3 straturi. Nu e niciun fel de mască deosebită. Ea este recomandată, dar sigur că cine dorește poate să utilizeze și alte tipuri de măști, cum sunt cele FFP2, un mască cu nivel mai înalt de filtrare. Asta nu înseamnă că cineva impune în vreun fel acest tip de mască. Deci nu există de niciun fel de impunere, doar este vorba de trecerea de la măștile textile, care, mai ales în condițiile în care această boală se transmite prin intermediul aerosolilor, sunt foarte puțin eficiente sau ineficiente, către uniformizarea utilizării, cu toate că ea cred că e utilizată de probabil de marea majoritate a cetățenilor. Mă uit aici în sală, nu știu dacă este cineva care are mască textilă, deci e clar că aceste măști medicinale, care în momentul de față nu sunt nici scumpe, cred că sunt accesibile, sunt mult mai utile pentru că ele constituie o barieră eficientă în calea transmiterii. Cred că nu este vorba de o restricție, asta este prezentată ca o restricție, nu e vorba de o restricție, este vorba pur și simplu de o perioadă limitată de timp de utilizare acestor măști acolo unde există, știu eu, aglomerație sau există activitate care presupune interacțiuni cu alte persoane. Vă mulțumesc, dacă aveți întrebări, vă rog. Și ulterior o să mă întorc la minister. Vă rog. Aș vrea să adaug faptul că și domnul doctor Arafat va veni în completare pe ceea ce ține de CNSU, astfel încât rugămintea este să nu fie întrebări din cadrul, să fie prezentată imediat din cadrul hotărârii CNSU. Bună ziua, domnule ministru, Gabriela Mihai, B1 TV. Aș vrea, dacă se poate, să veniți cu o lămurire și să ne spuneți de când vor intra în vigoare noile măsuri. Tocmai acum v-a spus domnul secretar Sac Cărbunaru că o să prezinte domnul doctor Arafat. Detaliile rugămintea este să mă întrebați legat de măsurile luate de Ministerul Sănătății. Bun, aș mai avea o întrebare referitoare la aceste măști de protecție. Ce ar putea păți cei care nu se conformează și ar purta în continuare acele măști textile sau de plastic? Nu știu, nu ne-am gândit la ceea ce ar putea păți cei care... E același lucru ca și când nu porți mască până la urmă, pentru că o astfel de recomandare de utilizare a unei măști care are eficiență față de una care are o eficiență limitată sau de fapt nu are eficiență, apropo de tulpina Omicron, cred că e chestiune de bun simț. Adică noi cred că intrăm într-o zonă în care din nou punem în discuție niște manopere
simple, care nu sunt pentru altceva decât pentru protecția individuală și protecția comunității. Ne gândim, discutăm imediat despre sancțiuni. O să ne gândim dacă e cazul să existe o precizare legată de utilizarea altor tipuri de măști. În calitate de ministru al sănătății, care este opinia dumneavoastră referitoare la faptul că președintele Partidului Național Liberal, Florin Cîțu, a anunțat că va propune la o viitoare ședință a coaliției să fie adoptat acel proiect pentru certificatul verde depus de domnia sa în Parlament și alți parlamentari, în contextul în care am văzut ce s-a întâmplat cu proiectul la care dumneavoastră ați lucrat. Pare că a fost abandonat. Dumneavoastră, în calitate de ministru al sănătății, ați susține acel proiect sau susțineți în continuare proiectul la care dumneavoastră ați lucrat? Eu susțin orice proiect care are ca și rezultat un instrument de sănătate publică care să încetinească transmiterea. Asta este punctul meu de vedere. Cu o precizare însă, domnul Florin Cîțu, domnul președinte Cîțu, a depus la Parlament un proiect de lege care face referire exclusiv la personalul medical, care nu are niciun fel de impact asupra sănătății publice. Probabil că trebuie să revadă declarația. Mulțumesc. Mulțumesc. Alte întrebări, vă rog. Bună ziua, domnule ministru. Aș completa eu puțin întrebarea colegei mele. Da, ok, nu proiectul domnului Cîțu, dar totuși rămâne discuția deschisă despre certificatul COVID. Știm, s-a discutat de multe ori în coaliție. Atrăgea și noastră atenția că ar fi fost necesar și, practic, v-aș întreba dacă e acum târziu să mai fie adoptat, dacă mai este vreo șansă, indiferent pentru ce categorii și cum să fie testele. Are importanță pentru ce categorii, că dacă îl folosești exclusiv la o singură categorie, cum ar fi personalul medical, acolo se referă la asigurarea de asiguranța pacientului, nu se referă la o măsură de sănătate publică cu impact populațional. Este în mod evident acest lucru. Ceea ce vreau să vă spun este următorul lucru. Dacă se aprobă acum și intră în vigoare peste 3 săptămâni, probabil că atunci ne vom găsi în vârful valului. Și atunci adoptarea unui astfel de document nu este suficientă, trebuie să existe și operaționalizarea lui. Deci dacă nu este posibilă operaționalizarea lui în perioada imediat următoare, probabil că odată cu creșterea timpului, cu trecerea timpului și efectul unui astfel de decizii va scădea în ceea ce privește impactul asupra sănătății publice. Din cauza asta, noi am făcut tot posibilul încât în măsura sau în limita resurselor existente să putem să pregătim sistemul de sănătate, să extindem toate celelalte componente care în trecut au fost neglijate, mă refer la testare. Avem acum această medicație inovativă antivirală care poate să reducă serios mortalitatea în rândul persoanelor cu comorbidități și, bineînțeles, să operaționalizăm aceste centre ambulatorii care să scadă presiunea pe unitățile de primiri urgențe, că știți bine ce s-a întâmplat, că unitățile de primiri urgențe erau sufocate de pacienți care pur și simplu stăteau în aceste, aici din nou colegii de la DSO sau domnul doctor Arafav să vă precizeze. Important este să scădem presiunea de pe spitale și lucrul ăsta am lucrat foarte intens. Sunt lucruri concrete și aici trebuie să precizez o chestiune. Am văzut în presă diverse comentarii. Domnule, a trecut o lună, nu s-au întâmplat lucruri concrete. Să știți că s-au întâmplat foarte multe lucruri în sistemul de sănătate care se organizează într-o perioadă scurtă, dificilă. Au mai fost și sărbătorile care știți bine că au făcut dificilă luarea unor sau implementarea unor decizii de natură administrativă sau de natură profesională. Noi precizări făcute de ministrul sănătății Alexandru Rafila acum la începutul valului 5 al pandemiei în România. Ne-a explicat ce se va întâmpla cu măștile, ce se va întâmpla în spitale, pentru că s-au luat măsuri și în această direcție. Vom reveni asupra acestor declarații, însă avem un alt breaking news chiar acum.